Vă seama bun, eu sunt Sebi și azi voi face un episod de hardcore. Sunt pe versiunea 1.8.1, adică versiunea cea mai nouă și voi începe, voi da un... mai mă știu cu butoanele. Ok, testul pe versiunea 1.8.1, voi face hardcore, adică e ceva mai greu decât survival games-ul. Decât survival, scuzați. Ok, mă apucă și pe mine râvit acum. Să spar copacul ăsta repede. Doamne, ce are? Ok, îl voi sparge repede. Așa. Mi-am făcut eu ceva setări pe aici de merge totul aproape pe full, adică toate pe height, aproape, pe Minecraft. Pentru că v-am spus într-un episod, calculatorul meu este un pic slab și da, n-am ce face. Ok, 7 lemne, cred că mi-ajung. Să fac un crafting. 9, punem aici. Holy fuck, se face seară. Se face seară și îmi trebuie un pat. Voi face o mină repede. Pentru că nu mai avem timp. Ok. Hoba, pardon. V-am spus, acum am apucat și pe râgâitul. O, deci am spart ăla. Și-o pic două. Bine, așa, și acum vom sparge. Hai încă un pic, hai repede. Nu, no, hai. Nu mă întreb, voi sparge repede. Dată. Crafting table l-am lăsat acolo, oh fuck. Aba nu s-a făcut seara, păi mai avem timp. E bine că am făcut tot, am făcut o mină. Voi face un chest. Da, s-a schimbat chesturile, deja am văzut și eu, parcă, vedeți, am văzut. Și eu s-au schimbat chesturile, ceea ce îmi place foarte mult. Pentru că nu o să trebuia să mai mă chinui atâta și da. Păi o să mă pun. Pardon. Să mă duc la minat, pentru că doar îmi trebuie de aici. Da. Să luăm un pic să văd opțiuni. Oh, hard. The fuck. O să avem un pic de probleme. Ok, hard și da. În fine, haideți să facem pe aici. În principiu ce vreau să fac? Vreau să fac o casă aproape de deșert. Deci cred că o să caut deșertul, dacă o să-l găsesc, dacă nu, nu o să fac, o să fac casa aici. Dar prima oară o să-mi fac casa aici. O să fac permă, deci o să jucăm până o să batem dragonul. Deci va fi multe serii. Seria cu Dishonored nu se va opri, dar am făcut o pauză pentru că jocul încă mă plictisește, adică m-a plictisit. Și voi face o pauză de 2-3 săptămâni, deci mai voi posta din Dishonored așa repede. Am văzut că nu vă place nici seria, deci da. Și am zis că decât să continui, mai bine nu. Deci am văzut că nu vă place seria și am zis, bă frate, las-o. Ok, dar tot o voi continua după ce o să văd dacă o să dați like-uri sau ceva. Ok. Să trebuiască niște torțe. Ce strată sunt? Mă, că nici nu mai știu unde strată. A, uite aici. Bun. Nu, nu e aici. Unde e stratul, mă? Doamne. Are L70 ăla? Nu. Atunci unde e? Nu știu unde e, dar nu contează. O să mă duc eu mai jos. Ok. Ia ajunge cât cobblestone avem. În principiu o să fac o casă din lemn. Și fundația va fi din cobblestone, cred că. Sau nu, cred. O să las pământ, pentru că n-am ce face. Da. O să iau lemnul ăsta. O să bag ăsta în chest. Așa fac de fiecare dată. Voi face niște bețe și voi face așa. Bine. Ok, chiar nu știu ce vreau să fac, dar în fine. Mă pierd și eu pe aici. Așa. Facem un topor. Și o lopată voi face, pentru că o să-mi trebuiască și o lopată.
Ok, o să vin să tau pe aici niște copaci. Da. Deci casa va fi făcută din copaci. Din ăștia acum ce găsim pe aici? Cred că va fi un pic mai încolo casa, o să fac un pic mai încolo. Pentru că aici e prea aproape de pădure și nu e bine să fac aici la pădure. Acolo am loc liber. Las că o să o arată acum, stați în vechi. Mamă. Uite acolo, vedeți? Am loc liber acolo și... Da, cred că o să fac acolo. Am loc liber și... Da, pentru ce. Ok, o să mor și vaca asta pentru că aparent mi este foame. Băi, mamă, ce-a fugit. Ok. Mă arăt o văcuță. Ok. Voi face un furnal, voi băga astea înăuntru. Voi face un furnal. Hai să fac două, să fie bine. Bun. Voi pune furnalul așa și încă unul. Și încă unul aici. Pe bază de lemn trebuie să fac. Da. Voi la 9 lemne cât este aici, voi pune 2 lemne. Chiar ajunge, mă duc să lasă că văd că tot pic. Mamă, ce e aici? A, e pe aici, nu? Sau pe unde este? A, da, era aici. Ok. Să-mi iau una să mănânc. Este foame. Este le voi pune în chest și o să mă duc la minat. Op. Mă pic. Așa. Unde să pun asta? Am avut aici un bol care mă deranja. Ok. Până acum avem destule și abia am început episodul și avem chiar destule. Nu mai văd nimic, trebuie să dau de cărbune. Pentru că chiar nu mai văd nimic și este o problemă asta că nu mai văd nimic. Ok. Până acum asta am mai văzut la cineva. Dar el a făcut survival, n-a făcut hardcore, seria asta așa. Și am zis, bă, fac eu hardcore, dacă tot n-a făcut el și uite că am început să fac. Și da. Încă puțin vine Revelionul. În sfârșit, doamne, cât l-am așteptat. Da, vine Revelionul și... O să fiu și eu plecat undeva, o să mergem și noi cu părinții undeva, acum nu știu unde, dar o să fiu plecat și poate nu o să mai postez. Dar nu este sigur. V-am zis, nu știu ce fac. Orice fac, fac bine. Dar în fine, mă duc să omor niște animale pentru că vine seara și nu avem mâncare. Și așa măcar mă mai uit și eu pe aici. Ei, deci nu o să mă duc departe de casă pentru că pe ăsta nu știu coordonatele, adică nu le-am văzut încă. Pentru că este nou și da. Cei care vă întrebați, nu am cont premium. Am cont normal, deci nu am cont premium pentru că nu am destui bani să-mi iau unul acum. Este cam scump un cont premium, adică e... Cât e acolo, 29 de dolari sau 14 dolari. Dacă e 14 dolari, poate o să mi-l iau. De acum, nu, a venit Crăciun, am primit și eu bani, da. Dar de banii aia pun jumate din preț și îmi iau căști Razer. Ceea ce ar trebui să fi primit la moșul, dar n-am primit. Dar, în fine. Nu este nicio problemă cu asta. Nu ne supărăm, părinții nu au avut... Le trebuie la altceva banii și da, ok, am înțeles. Bun, lăsăm deoparte asta. Cum am venit după animale și cred că o să mă duc repede în asta. Și cum o să fac? Vreau să dorm și chiar nu știu cum o să dorm. Băi, mori. Ok, hai să mergem acasă. Sper să nu mă fi pierdut cumva. Nu, n-are cum să mă fi pierdut. M-am pierdut. Ba nu, uite, aici e. E. Căsuța mea frumoasă aici e. E, e aici. A, da, să facem... A, ok, ok, e bine ce fac.
Nu vine zombie. Cam lipsește mie, numai zombie. Știți, da, din aia am provizat, hai de capul. Ok. Aici un zombie. Dar o să-mi iau asta, sabia și câteva bucățele din astea. Și pot să-mi fac ceva armură de piele, dar nu o să-mi fac. Sau să-mi fac, haide să-mi fac. Facem niște botoșei. Și da, s-a echipat frumos. Vine seara. Ok, m-am băgat înăuntru. Și stai să-mi iau târnăcopul să minez măcar. Ok, îmi voi lua târnăcopul să fac aici. Stați-mă un pic. Ok, am revenit, am câmpinat o mică problemă. M-a chemat bunica mea că n-am putut să facă ceva și m-a chemat repede, iar eu m-am dus să ajut acum că, da. Totuși trebuia să ajut și da. Ok, s-a cam dus iara. Am gastat mult acolo, adică m-a ținut mult, adică vreo 6-7 minute, 8 minute, 10 minute cât m-a ținut. Am făcut ceva la perdeaua și da, a trebuit să mă duc să o repar. Că așa facem. Da. În fine, nu e așa important. Da, pe acum, așa, pe la... Asta am improvizat cu cărbun din ăștia. Îți e mai greu de făcut, dar acum nu avem ce face. Să pun aici e altă carne. Da, e altă carne. Aici e altă carne, dar imediat nu o să mai am lemn. Ce voi face, ce voi face, ce voi... Ah! Așa, 4 lemne. Pune așa, așa, se va face. Ok. Aparent n-am văzut niciun zombie pe aici și... Aici văd că e hard și chiar n-am văzut niciun zombie. Și avem cai pe aici. Ok. M-am gândit să mă duc să plantez copacii ăștia undeva. Da? Episodul va fi de 21 de minute pentru că, da, v-am spus. Nu o să fie așa lung. Fac aici un pic curățenie. Mamă, ce e cu groapa asta? Episodul celălalt, adică tot astăzi, voi face casa. Așa, să fie frumos, cu copaci. Să dau un văcuța să se moară. Băi! Ok, gata, ok. E bine. S-a făcut și zid după cum se vede. Am piele, pot să-mi fac... mai întrebe câteva. Ok, pune și asta, luăm așa. Ok. Voi pune asta în chest, asta în chest. Deci, treaba cu mâncarea gata, s-a rezolvat, avem mâncare destulă. Nu ne mai trebuie mâncare. Treaba e că ne... Trebuie să mergem să facem căsuța. Și treaba e că nu mai avem lemne. Ok, 8 lemne. Bun, deci treaba cu mâncarea, nu mai avem nicio treabă cu mâncarea. Ok. Îl face pe aici așa să fie ceva frumos, să nu fie urât. Așa, da, nu mi ajunge. În fine. Ok. Deci voi face casa, stați un pic așa, frumos. Casa, unde o fac, unde o fac, unde o fac. Cred că mai bine o fac aici pentru că deja am făcut curat și da. Nu voi face aici pentru că nu-mi prea place. Trebuie să spart
toate ierburile astea de pe aici. Ok. Trebuie să fac o casă unde stau și trebuie să fac și un pat. Da. Sper să vă placă seria asta, pentru că nu mai știu ce să facă. Deja nu mai dați like-uri, adică puteți și voi plecați și poate de aia nu puteți să dați. Dar în fine, m-aș bucura măcar un like la fiecare video, pentru că acum faceam câte 7 like-uri, 7 like-uri, câte 4 like-uri la un video și da, mă cam deranjează dintr-o dată, nu mai dați like-uri și da. În fine. Bine, am avut lopat, dar acum improvizăm. Așa. O să mă duc să pun aici. Pentru că aici poate îmi fac... da, ok. Îmi scuzați pentru aia. Poate aici o să-mi fac eu ceva frumos acolo. Poate o să-mi fac, acum ce să spun... poate o să fac o fermă. Poate. Sau grajd pentru cai ăștia de aici, pentru că... Da. Sunt mulți. Ok, cam multe verdețuri pe aici. Spargem, trebuie să spargem mult. Și mi-a vom încheia episodul și chiar n-am făcut nimic, nu ne-am făcut o mină și o căsuță, dar nu contează. Ok, cam pe aici până ajunge, pentru că o să facem. Problema e... E o problemă. Trebuie să facem cu dirt și n-avem de unde să luăm atâta dirt. Să facem cu dirt, trebuie să dăm jos dirtul ăsta, să-l facem așa, pentru că, da, n-avem ce face pe el. Și cu casa o să merg eu până, pe casa o să fie până aici, da? Trebuie să tau copacul ăsta, cred că, da. Trebuie să tau copacii ăștia de pe aici. Nu voi face o casă mare. Să bag și astea aici în casă. Sau nu, astea nu le voi băga în casă. Aici nici nu voi face. Voi astupa. Tot ăsta aici nu va fi casa. Casa va fi aici. Deci va trebui să tăiem tot ăsta. Să tăiem, să curățăm tot ăsta de dirt. Se vede că este hardcore, pentru că se duce repede mâncarea. Ceea ce e tipic hardcore. O, ce pe aici? Ok, deci nu cred că o să fac multe în episodul ăsta, dar în fine. Și sper să vă placă seria asta, măcar asta, frate, să știu că vă place. Să, na, dați și voi like și share și subscribe. Deci astăzi voi pune două episoade, va fi episodul 2 și 1 din asta și poate să pun 3, văd, depinde de cât, deci de cât timp o să am. Pentru că imediat trebuie să mă duc, trebuie să vorbesc cu cineva și da, trebuie să mă duc până la el acasă, durează până ajung. Poate o să stau acum să mă joc cu el, nu se știe. Ok, să mâncăm, că vine seara imediat. Mi-ajunge, dar mai trebuie să mănânc. Bun, ne mai trebuie o lopată. Ok, o să lărgim chestul ăsta imediat. Ca ăștia mă enervează mulți și... Nu. Mă enervează, stau aici. Mă derutează pe de o parte. Uite, du-te mă de aici. Doamne. Na, uite. Copil deștept, adică. Ok. Prima oară când am zis că să mă apuc de seria asta, scuzați pentru ce s-a întâmplat. Prima oară când am zis să mă apuc de seria asta, am zis că, bă, nu mă apuc, că nu știu ce e, că poate e nașpa. Dar acum când văd, sincer, e faină, adică e ceva. E ceva nașpa. Și prima oară când am zis, bă, hai că mă apuc, bă, bă, nu zic. Deci am, da, mă apuc eu așa numai să văd acum cum e și cum nu e.
Ok, casa va fi până aici, da? Deci până aici. Ok. Și voi da ăsta așa jos. Ok, deci mai avem mult din episod, voi face repede asta și îl voi încheia. Ok. Poate să-l fac mai mare data viitoare, dar în fine. Păi cam atât a fost cu episodul de astăzi, eu Sebi și ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și asta a fost primul episod și episodul 2 va fi pus tot astăzi, cam diferență dintre episoade o oră sau două ore sau trei ore, voi vedea, deci va fi pus cândva. Ok, cam atât a fost episodul, eu Sebi, am mai spus încă o dată, dar în fine, salut!